partenerul general al emisiunii, Zahăr Cinci Inimioare. Bună ziua! Astăzi am hotărât să ies din platoul cald și luminos al emisiunii și să vin aici, într-un loc sumbru, uitat parcă de lume, unde nimeni dintre noi n-ar vrea să ajungă. Dincolo de acest gard înalt se ascund adevărate drame. Destine distruse, multe lacrimi și suferințe. Au greșit și au fost condamnate. Au fost lipsite de cel mai de preț lucru, libertatea. Regrete, furie, ură, resentimente, mustrări de conștiință sau răsemnare. Ce au în suflet? Oare și-au învățat lecția și ar schimba ceva dacă ar putea da timpul înapoi? Urmează mărturiile șocante ale unei femei care, prin faptele sale, a îngrozit o țară întreagă. Ați lăsat toate obiectele? Da. Care este cea mai în vârstă deținută? Cea mai în vârstă deținută la ora actuală este o doamnă care are 78 de ani, dar mai avem și alte doamne în etate. La capitolul ăsta mă bucur că colegii de aici, de la Rusca, desfășoară programe psihosociale destinate persoanelor în etate. Dispun de careva privilegii? Nu că dispun de careva privilegii, la noi toate deținutele sunt pe aceleași, dar noi luăm în considerație că sunt persoane în etate. Au alte nevoi, pentru că până la urmă, în cadrul executării pedepsei penale, noi avem un plan individual de executare a pedepsei pentru fiecare deținut în parte. Și atunci când se aprobă acest plan, odată cu sosirea lui în penitenciar, numai decât să ia în considerat toate aspectele. Ce vârstă are persoana, ce tip de infracțiune a săvârșit, ce istorie are în spate și atunci lui persoane îi se aranjează un anumit program. Și iată, persoanele în etate, desigur că beneficiază de acest program psihosocial destinat persoanelor în unitate, dar și să nu uităm că nevoile speciale la o persoană în unitate sunt altele. Fie că e vorba de aceleași tratamente, pentru că odată cu vârsta ne dăm bine seama că și starea de sănătate a oricărei persoane cumva are de suferit. Poate cuiva este mai greu să se deplaseze. Trebuie să ținem cont și de asta. În general, ce activități au deținutele? Cum își umplă ziua? Deținutul, de apropo, penitenciarul 7 Rusca este unul din penitenciarele modele la ceea ce că vorbim noi, activități culturale, educative, programe psihosociale. Este un penitenciar unde lumea este foarte activă, începând de la directorul de penitenciar până la ultima persoană care se deține. Nu vreau să-l aud mai mult comparativ cu celelalte instituții, dar cumva femeile au așa implantat în sufletul lor mai mult artistism și iată, activitățile culturale sunt la ordine de zi, în permanență doamnele deci organizează concerte, șezători cu anumite ocazii, cu sărbătorile naționale și nu doar cu sărbătorile naționale. Des au în vizit artiști din țară care vin să le, cumva să le bucure sufletele și inimile cu ceea ce se întâmplă în lumea artisticului. Ce impact au aceste activități? Cum vedeți schimbarea?
emoțiile pozitive pentru oricare persoană are, lasă o amprentă în suflet. Și nu degeaba clasicii spuneau că frumosul sau arta va salva lumea. Și totdeauna când ești înconjurat de lucruri frumoase, lucruri pozitive, lucruri care cumva îți ating toate strunile sufletului și inimii, e normal că asta te face să fii mai bun, mai blând, să privești cumva altfel viața. Și ori noi aici în penitenciar trebuie să arătăm modele frumoase, modele bune, că atunci când doamnele vor ieși la libertate să vadă lumea cu alți ochi. Poate cumva mai bună, poate cumva mai liniștită, să liniștească zbuciumile din sufletul. Apropo de libertate, care este probabilitatea de recidivă? Și dacă ați avut deținute care și-au ispășit din nou și din nou pedeapsa pentru diferite... Deci, în rândul deținutelor femei, pedeapsa, recidiva este mult mai mică comparativ cu recidiva în rândul bărbaților. Adulți, cred că ar ajunge undeva la 25-30%. Nimeni nu este ideal. Și noi toți ne stărâm niciodată să nu călcăm pe greblă din nou. Dar se mai întâmplă. Și asta știți cum... Eu cred că pentru fiecare persoană este individual. De multe ori asta se întâmplă foarte neașteptat, întâmplător. Dar cineva totuși nu e de ajuns o lecție. Și noi oamenii suntem câteodată, știm că o să ne frigim, dar oricum punem degetul. Așa și aici se întâmplă. Cunoașteți și cazuri fericite în care femeile au ieșit, oarecum și-au depășit condiția, au reușit să-și schimbe viața? Cunosc mai multe cazuri. Ori fiecare persoană are instinctul ăsta de a se autopăstra. Și la femei, cumva, cred că este mai dezvoltat ca la bărbați, de asta și recidiva este mai scăzută. Da, cunosc femei care au ieșit la libertate și au luat viața de la început, nu au uitat de tot ce a fost până la și lucrează bine, mersi. Noi am avut aici și la penitenciarul Rusca și doamne care au învățat parcursul ispășirii pedepsei, au căpătat câte o profesie nouă și ele pot să meargă, să-și găsească un serviciu mai ușor. Evident că aici nu trebuie să punem doar munca noastră a sistemului, pentru că sistemul penitenciar pregătește persoanele pentru eliberare, îi pregătește pentru reintegrarea socială, dar oricare persoană care ajunge în libertate și nu are susținerea cuvenită din societate, din familia care urmează să meargă, atunci persoana va întâmpina și va fi cumva mai greu și trebuie să fie foarte bine pregătit și tu singur ca persoană să fii puternic, ca cumva să te poți face un tot întreg cu societatea. Și asta e, deseori vorbim despre continuitatea muncii pe care o desfășoară în penitenciare angajații sistemului. Mulțumesc pentru interviu! Pentru ce ai fost condamnată? Trafic de ființe umane. Condamnată, cum era atunci, în 2005, răspândită plecarea peste hotare masivă a... Dar oricum, ce circumstanțe te-au pus să ajungi să faci aceste lucruri? Lipsa banilor? Clar că circumstanțele care duce pe tot omul peste hotare, adică la făcutul banului pentru a trăi, uneori a supraviețui, poate că o altă sursă nu mai au în țară și pleacă. Ce ai simțit atunci când ți-ai auzit sentința? Și cum a sunat ea? Sincer vă spun, nu credeam. Nici nu vroiam să conștientizez că așa o sentință dură mi-a fost aplicată. Dacă aș fi... Sunt, adică recunoscătoare oamenilor care mă supravegheau și
mă încurajau totodată, pentru că au simțit-o ei mai mult și au trecut-o, cum s-ar spune, prin trân și sentința mea, dar eu nu conștientizam că așa termin, nu voi fi acasă așa de mult. Nu conștientizam. Eram rece. Nu aveam emoții, nu aveam... A fost condamnată pentru 22 de ani? 22 și 6 luni. Da. 6 luni. Acum, după 15 ani, aproape, ce s-a întâmplat cu familia ta? Familia e distrusă. Fiică minoră lăsată deja m-a făcut și bunică. Mama a îmbătrânit și un frate care totuși merge înainte, cum să spune, are grijă și de mamă și de nepoată, adică fiica care... Ai avut ocazia să-ți vezi nepoțelul? Da, sigur. Vine aici des să te vizitezi? Des, n-aș spune, pentru că ei au regimul lor, cum s-ar spune, adică cresc. Dar fiecare săptămână vorbim la telefon. Mă vizitează cât se poate de des, adică nu cum aș dori, mă rog, situația e. Mi-ai zis că la început oarecum nu conștientizai ce urma să ți se întâmple și nu conștientizai că vei fi privată de libertate pentru atât de mulți ani. Când a fost momentul conștientizării, când ți-ai dat seama că este adevărat ceea ce mi se întâmplă? A fost o întrebare pusă de fiică la sfârșit de ședință, după sentință. A fost o întrebare pusă către avocat. Când o văd pe mama acasă? Avocatul a răspuns, fiind în ianuarie, la 8 martie, o vis acasă. Adică cu recursul... Recursul înaintat la curtea de apel se va hotărâ, adică situația. Să nu a fost să fie. Mi-am dat seama după ani, ajunsă în penitenciar, cu ajutorul psihologului de atunci, am fost susținută foarte mult. Și ei sunt recunoscătoare că nu m-a lăsat să... Poate și era o depresie, poate a văzut-o la mine, dumneai ei. Și m-a susținut și m-a ridicat, adică nu mi-a dat voie să cad, pentru că a văzut în persoana mea o ființă care poate care a socotit că merită să mă susțin. Este trist.
Cum a fost prima zi aici când ai ajuns la închisoare? Ce impresii ți-a lăsat acest loc? Da. Deja cunoșteau că trebuia să vin. Pentru că partea vătămată care era la mine pe dosar era deja înaintea mea venit aici. Cu infracțiunea săvârșită de dânsa, adică în afară de dosarul care figura cu mine. Da, ea era condamnată pentru altă crimă. Și ca să nu fie, cred că, înjosită, așa povesteau fetele de atunci că au luat-o, cum să spunem, popor pe dinainte, adică au informat condamnatele care mai atunci erau cu, nu știu cum să... Condamnatele care aveau o autoritate, care oarecum. Un cântar aici, adică în penitenciar și s-a lipit, adică de dânsele și a făcut în așa fel că eu venind să mă... Da, într-un fel ca să mă înjăsească, da. Până la două, trei zile așa au fost, încă nu mă cunoșteau. Adică ca și oricare, venind aici, oricum îți vede partea, latura bună și latura rea. Și după câteva zile situația s-a clarificat și a fost mult mai ușor, pentru că chiar am fost nevoită la un moment dat să stau tet-a-tet cu o fostă condamnată care neștie în situația și cum am nimerit în penitenciar. Încerca să mă jignească la orice pas. Și în momentul când am fost tet-a-tet, pur și simplu i-am spus, neștiindu-mă, te rog frumos să mă lași în pace. Știm că există aici reguli externe, reguli pe care trebuie să le... reguli de protocol. Dar totodată există și reguli interne între deținute. Care sunt acestea? Regulile la noi, la femei, cred că nu mai sunt chiar așa ca la bărbați, că femeile puțin sunt mai... Atunci, în 2005, încă se păstrau regulile așa de pe timpurile sovietice, cum se spune. Dar acum... Și ce reguli erau atunci? Ce te-a speriat foarte tare? Nu m-a speriat, pentru că eu, cum să spun, îmi știam o
obligațiile care, mă rog, nu știau ce am voie, ce nu am voie să... Nu m-au speriat, pentru că, cum vă spun, în 2-3 zile s-a clarificat persoana mea, adică s-a... Au văzut. Din spuse este una, dar din... adică... M-au verificat și... În 2-3 zile vă spun că s-a... Puțin a durat. A rămas un moment numai atunci când... Ridicându-mă cu gențele din zona de... unde am ajuns la, adică ridicându-mă în zona locativă, atunci mi s-a îndepărit momentul când mă insultau și atât. Altceva nu pot să spun, pentru că m-au primit. Dacă ai avea ocazia să vorbești cu Svetlana de acum 20 de ani, de ce îi spune? Nu știu. Adică ca să ajut oamenii, nu i-aș interzice. Pentru că continuă să o fac. Chiar aici, în penitenciar, nu știu cum... Unele fete știindu-mă de mai mulți ani împreună fiind aici, spun, dar tu nu te înveți minte, tu tot așa ești. Adică, oricum, tu ți stărui să ajuți. Și iarăși pe aceeași grebă capri. Adică... Nu ca să comit o infracțiune, poate, adică să gândească cineva că... Da, lecția am învățat-o, dar oricum mă stărui să ajut cât de cât aproape. Tu crezi că ai fost condamnată pentru că ai încercat să ajuți altă persoană? Nu cred, pentru că în ochii... În ochii legislației, adică au avut nevoie ca să urmărească scopul intentării dosarelor. Pe cele vremuri se intentau dosare, adică vrei tu, nu vrei, sau iarăși să vorbim despre bani, că banul hotărase soartă omului, adică aveai bani, la pușcărie nu ajungeai. Dar care sunt cele mai mari regrete ale tale? Regretul cel mai mare este pentru că nu am fost alături de fiică, când am fost mai mare nevoie să fiu cu ea. Alături, da. În rest, viața merge înainte. Cum îți vizualizezi viața peste câțiva ani când de ieși la libertate? Viața? Vreau multe. Mai am de făcut multe. Mai timp să-mi ajungă. Adică, fiind în penitenciară, timpul nu l-am pierdut fără rost. Am studiat, am învățat mai multe cursuri, specialități, adică ce se oferea, nu le-am ratat nici pe una. Că șansele, totuși, viața mi le-a oferit. Chiar fiind într-un loc departe de civilizație, departe de lumea din afară. M-am stăruit ca un burete să acumulez și să acumulez cât mai multe. Nu m-am gândit că aici se oprește viața. Am continuat. M-ai zis că la început ai suferit de o depresie. Ajuns aici, schimbându-ți total modul de viață. Ce te-a făcut să mergi înainte?
m-a făcut să merg înainte... Ce e că știam că am o fiică, am o mamă, un frate, am rude, cer iertare. Adică mă gândeam la ei mai mult. Nu m-am gândit numai la mine, adică ca să scap mai ușor, cum sunt cazuri diferite. Nu m-am gândit, m-am gândit la ei. Ce o să facă ei fără mine? Și am mers înainte într-un pas, adică cu dânșii, cu întrevederi, cu apeluri telefonice oferite de regim, adică de lege. Și cu asta merg. Cu siguranță, noaptea, atunci când te pui la somn, de multe ori te gândești cum ar fi arătat viața ta dacă nu erai aici, dacă nu erai condamnat. Poți să ne zici nou cum crezi că arăta acum? Da. Mi-am închipui viața cred că să nu familiei cu afacerea restabilită. Și văzând în ochii mei cum avansează copilul, cum învață, cum capătă o facultate, cum se naște nepuțica. Cred că multe evenimente am scăpat din evenimentele petrecute la rude, chiar pe mama, văzând-o cum își duce zilele de una. Cum ai descrie tu libertatea? Ce gust are? Ce aromă are? Ce miros are? De culoare verde. Verde. Iubesc primăvara. Când totul reînvie și îți dă o nouă șansă. De a mai trăi eu un anotimp, două, trei. Îmi dau seama că timpul trece foarte repede. Însă uitându-mă în urmă, parcă îmi pare că stă pe loc. Descrie o zi de aici, o zi din viața ta, cum decurge ea. Este ca un șablon. Deșteptarea la secția de croitorie toată ziua și stingerea. Adică uneori te gândești că nu mai este o altă modalitate de a-ți petrece ziua. Adică știi mâine ce te așteaptă, știi poi mâine ce te așteaptă. Da. Dar ai reușit să-ți legi prietenii? Da.
Am o prietenă care deja de 3 ani s-a eliberat. Mai ținem relațiile prin telefon. Chiar e peste hotare plecată. Mă bucur de ea. Și întotdeauna mă încurajează că nu sun. Asta e. Ea pentru ce era condamnat? Tot infracțiune similară, adică trafic de ființe umane. Pur și simplu, termenul a fost mai mic de condamnare. Vreau să te întreb acum, să ne facem un exercițiu de imaginare și să-mi descrii cum ai vrea să arate ziua în care tu vei ieși de aici. Aș vrea o zi, adică să nu știu, să fie o surpriză, pentru că nu vreau să mă gândesc la, anume la ultima zi din termenul care mi s-a dat. Pentru că e foarte strașnic să gândești că... Că pleci chiar... Să numeri zilele, da. Nu aș vrea. Aș vrea să fie o zi... Să-mi pară că e un vis. Asta e. Partenerul general al emisiunii, Zahăr 5 inimioare.